E ziua internațională a telecomunicațiilor, pe care o sărbătorim în fiecare an din 1969, anul aselenizării. E un bun prilej pentru a ne aminti cât de mult a evoluat tehnologia. Cum a început totul? Ce dispozitive au fost utilizate la primele convorbiri telefonice și transmisiuni radio? Vedeți acum la I Like IT. Bună dimineața! Bine ai venit, Iulia! Ce imagine! Se aude? Mi-ar fi plăcut să aud pe vremuri, să văd exact cum se auzea la vremea aceea. Acesta este un radio foarte vechi, începutul anilor 50. O să mai pui o dată imaginea, îmi provoacă nostalgie. Nostalgie, da. Aici, evident că intra și o casetă, din păcate nu mai este funcțional acum, dar ne bucurăm că am putut totuși să le aducem în platou. Le mulțumim celor de la Ancom care ni le-au împrumutat. Ei le-au strâns de-a lungul timpului de la diversi colecționari din țară și nu numai. De exemplu, jos avem un radio tot din 1940 cu aproximație. El este făcut în Marea Britanie, dar a ajuns ulterior și în România și practic este unul dintre radiourile la care s-au auzit la începuturi primele transmisii radio. Așadar, da. O mare bucurie și pentru că acum rulează și imaginile pe care le-am filmat la începutul anului trecut la CES în Las Vegas, pentru că și acolo a existat un stand în care am putut vedea foarte multe televizoare vechi, radiouri, chiar și telefoane cu disc. Deci iată că și în Statele Unite au fost foarte apreciate și aici lângă mine am un telefon cu manetă. Eu, sincer, manivelă, mulțumesc. Se înțelege de ce nu aș ști exact această denumire. N-am să mă prefac, am folosit la un moment dat așa ceva. M-am bucurat, sincer, să le văd și cred că și bunica mea ar fi foarte mândră de mine dacă m-ar vedea acum cu toate astea, pentru că și ei plăcea să le colecționeze și să le strângă. Și, uite, așa arăta un telefon, dacă nu mă înșel, 1000... Ia stai, să nu greșesc, că mi-am notat. Da, 1950, da, cu aproximație, pentru că avem și unele din 1960, 1957. Sunt modele ceva mai vechi, dar la fel de pline de nostalgie, să spunem. Sunt telefoane cu povești și încă ceva, mai am aici o stație care era folosită pe vremuri de cei care lucrau la căile ferate. Practic așa reușeau să păstreze legătura cu toți muncitorii care erau pe teren, pe o arie foarte largă de teren. Da, și este un model Tesla, mi-atrage acum Mihai atenția, producătorul nostru. Este un model Tesla, dar să nu ne gândim la Tesla de acum, pentru că este vorba despre cu totul altceva. Și nu doar stația este Tesla, avem și telefoane cu... Nu cu manivelă, era să spun același lucru. Sunt la fel de interesante toate și au foarte multe povești. Cred că eu îmi amintesc că am prins un astfel de telefon. Mi-ar fi plăcut, sincer, să pot să formez acum un număr de telefon și să sun un prieten pe un telefon de ultimă generație de pe un astfel de dispozitiv. E o bucurie foarte mare pentru noi, pentru că astăzi, așa cum ați spus și voi, este Ziua Internațională a Telecomunicațiilor și nu cred că ar fi bine și indicat să uităm de unde au început toate aceste lucruri, chiar și pentru noi, pentru jurnaliști, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, pe astfel de radiouri, de exemplu, au fost realizate primele transmisii radio, am văzut și televizoare foarte vechi, unde, la fel, oamenii au putut urmări pentru prima oară primele jurnale de știri. Sunt dispozitive care, practic, au schimbat lumea și care ne-au ajutat și pe noi, într-un fel sau altul, să avem grijă că oamenii vor fi întotdeauna informați și că vor fi la curent cu tot ce este nou în orice domeniu până la urmă. Și mai vreau să revin puțin la acest radiocasetofon. Îmi pare rău că nu am adus și eu o casetă. Mi-ar fi plăcut tare mult să putem să ascultăm muzică, dar voi ați avut casete, sunt convinsă, pe vremuri. Adică nu are rău. Și niște creioane. nu cred că v-ați desprins atât de greu de bucata aceea din timp, nu? Da. Da. A fost cu totul altceva. Și creioane ca să le derulăm mai repede. Pe site-ul știrilor ProTV, la secțiunea I Like IT, găsiți și un material în care am povestit despre dispozitivele retro-tech pe care le-am găsit la CES, în Las Vegas. Sunt dispozitive...
n-aș putea spune ieftine, pentru că multe dintre ele sunt într-adevăr de colecție și neapărat trebuie să vedeți imaginile în detalii și să aflați mai multe informații. Și am să închei acest moment prin a vă mulțumi că ați fost alături de noi sâmbătă de la ora 10 într-un număr atât de mare. Emisiunea I Like IT a fost lider de audiență într-o zi în care vremea a fost absolut superbă și noi toți am fost nerăbdători să ieșim din casă, pentru că iată, nu am mai fost nevoiți să purtăm măști. Și mai mult decât atât, am atins și un record de share de mai bine de 37,5. Asta înseamnă că am ajuns la un public extrem de numeros din diferite categorii de vârstă și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi.